Eu am impresia că publicul se teme de Cristina. Da, da. E ultima întrebare asta, să decide destinul. Îi dorim galben. Da, sună. Da, de ce? Nu? Da. Salut, Dorin. Acesta este cel mai bun proiect din țară. M-am vrut să-mi pun botox în buză. Așa se joacă! Pau, pau, pau! La modul, eu vă întreb, voi serios n-ați știut că emisiunea se numește Cerebel, dar e cu dublu sens, pentru că e Cerebel. Vine la emisiunea asta și emisiunea este una intelectuală. Super! La această emisiune nu contează atât de mult răspunsurile corecte, cât cele interesante. Datul de astăzi este: muncește până când contul tău bancar va arăta ca un număr de telefon, important nu numărul pompierilor, poliției sau a salvării. Mințile luminate, care luptă azi, sunt influencerul care își exploatează mama la greu pentru content, Cristina Miron. Mulțumesc! Da. Ai văzut cum trebuie, e ca așa. Și influencerul care are un număr record de podcasturi și cele mai multe din țară, 91 la număr. Titania! Tot aplaudi pentru mine. Bravo, bravo. Eu vă explic regulile jocului și de ce voi sunteți azi aici la această masă. Regulile emisiunii sunt următoarele. Eu sunt prezentatoarea. Eu vreau să mă asigur că toți... Wow, cei... serios! Că eu am crezut că joc cu tine, serios. Am doi invitați. În fața fiecărui participant este câte un buton cu sunet personalizat. Oh. Îl apasă invitații în momentul când știu să răspundă. Știu răspunsul la întrebarea mea. Ok. Sunetul caracteristic răspunsul rotare astăzi va fi... Și să apăs? Apas. Ce-a fost asta? Asta e biserică? Exact. Doamne ferește! Cu fiecare apăsare, mai aproape de Dumnezeu, am spus. Eu. Titania. Okay. Sunetul cu care... Uiță. Oaie. Căpriță. Sau... Bucălaie. Hai. Pe parcursul emisiunii, eu decid cine primește și cine nu primește punct. Dar decide-te. Poate uneori o să apelez la ajutorul publicului. Ok. Da, de știri că sunteți aici. În această emisiune avem doi sponsori. Creator Mall, pe cărui imobilier noi stăm acum. Ok. Care va apărea mai târziu la voi cu o întrebare. Ok. Și Radlerul. Binecunoscutul sponsor. Binecunoscutul sponsor, care are o rundă cu denumirea e altceva, tot mai târziu. Okay. La urmă, cine are dintre voi două cele mai puține puncte, face o provocare obligatoriu, dată de mine, și noi, publicul și oamenii de acasă, o să avem grijă ca voi chestia asta să facem. Prima întrebare. Ce au în comun urechea lui Van Gogh și buricul lui Adam? Primul bărbat, adică. Primul bărbat din viața mea, suși. Așa îl chema? Primul și ultimul. Cine... Aici cum jucăm? Cine primul apasă pe asta, indiferent da, de cine e primul apas? Dar eu aveam un răspuns. Au orificiu. Ambele. Și urechea și buricul au orificiu. Bravo! Câștigat! Au bortă. Dantă, nu înțeleg. Bortă! O intrare, gen. Da! Corect răspuns. Răspunsul este total opus. N-au. Ah. Adică ai tăiat buricul. Buric nu are, Adam. Fiind primul bărbat, el a fost creat, el nu a fost născut. Aha. Dacă nu te naști, respectiv buric nu ai. Și Van Gogh, la sfârșitul vieții, el a nebunit. Și-a tăiat urechea. Oricum, omul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu. El așa. Tot are buric. Eu Dumnezeu respectiv, sau Iisus? După crearea, da? Dumnezeu respectiv, sau Iisus? Dumnezeu... Da. Ambii. Dar e foarte bine că noi dezbatem acest lucru. Cum da? S-a născut vorbiți? Dumnezeu, e că zi. El tot a fost în burtă, mâncat prin buric, da? E că nu-i interesant asta. E că cum explic preu... Dacă la mine tot e... Cum explic clopotul, preoții clopotul, asta, da? Da? Cum explic preoții asta?
cum a mâncat Dumnezeu când era în, nu știu, uter. În această dilemă să lăsăm publicul să decidă cine are dreptate. Gen, chiar și Adamco a fost primul bărbat, iar buricul a avut. Siguranță a avut. Era buricul pământului. Asta a fost bună, bravo. Apsi, da sau nu? Aplauze! Eu, dar eu, 1-0. Bravo. Următoarea întrebare. Câte luni trebuie să zbori ca să ajungi pe Marte, dacă pe Lună ajungi aproximativ în 3 zile? Voi cum cosmosul stați, așa, în general? Foarte bine. Eu acolo trăiesc. Exemplu. Îmi pasă. Dar ce să păs? Dar pasă, tu știi? Nu, credeam că știi și vrei să zici. Normal, așa, întrebare ușoară. Cine nu știe acest răspuns la această întrebare? Dacă 3 zile pe... Pe Luna. Luna este satelitul Pământului, gen, e cel mai aproape de Pământ. În 3 zile ne ducem acolo pe jos, gen, cu rutiera care vrei tu. Așa. Hai să facem așa, că să fie mai ușor. Vrei? Da. Îți spun că distanța de la Pământ până la Lună, nu, ca tu să faci, este de... Stai leacă. Așa nimeni e greu încă. De 384.000 de kilometri. Kilometri. Sute de mii de kilometri. Opa. S-o blubnișit și Ana cu răspunsul ăsta. Gata. E foarte adevărat. Eu nu mai pot. Vreau acasă. Și tu gândești, dacă distanța de 384 de mii de kilometri se parcurge în 3 zile, 54 de milioane, cam în cât aproximativ? Da, blin, mai multe zile decât 3. Ah, wow, și răspuns extra. Genial! Bravo! Dar poți spui o cifră? A, nu. Răspunsul corect este aproximativ 7 luni, dacă vreți să ajungeți pe Mars. Eu cred că 9 luni. Pe Marte, adică. Întrebarea cu numărul 3, care sincer sper să o spun din prima corect. De ce un bărbat de 42 de ani a putut sărbători doar 10 zile de naștere? De câți ani? Am uitat, încă o dată repet întrebarea. De ce un bărbat de 42 de ani a putut sărbători doar 10 zile de naștere? Hai că știm, hai! Stai, relax, mă gândesc și șoate. Ah, wow. Bravo. Un punct pentru doamna Titania, imediat! Bravo! Ești șteaptă, fapt. Ți-o zic eu. Putem să, cu permisiunea voastră, putem să trecem, de exemplu, la a patra întrebare, dacă... Păi nu întreb. Ok. Da? Întreb și eu, știu, pentru prieteni. Întrebarea numărul 4, eu vă rog, vă voi foarte, foarte atente să priviți la ecran. Ecran. Se zice că somnul este cu mult mai important decât mâncarea. Dacă fără mâncare poți rezista 14 zile, fără somn reziști doar 10. Mii de ani, oamenii au căutat locuri confortabile unde să doarmă. Și azi, noi dormim pe așa ceva. Cea mai veche saltea a fost găsită de arheologi într-o peșteră din Africa și are o vechime de 77.000 de ani. Întrebare. Din ce erau confecționate saltelele atunci? Mii de ani urmă. Din paie. Matincă. Nu știu, sigur. Corect, din stuh, paie și alți ierburi, frunză, corect. Așa se joacă! Pau, pau, pau! Ce puță! Știi ce mamă? Ia că nu m-ai spus așa-i? Am să, vezi? În 2022, acesta a fost al treilea cel mai popular nume ales de părinții din Republica Moldova pentru băieții nou născuți. Aha. Gen, da. COVID sau ce? Hai zi, da. Nu, este acesta. Deci, ce nume? Care e a treilea cel mai popular? Eu prima catare am ai răspunde, pardon. Eu stare cu mintea și îți dau voie să răspund. Care cum ai zis? A treilea nume? Tu nici ne-ai ascultat întrebarea. Noi am auzit-o. Cel mai răspândit nume, cel mai des dat nume de băiețel la copii în 2020. Al treilea. Al treilea, da. Că asta e ideea. Acesta a fost al treilea cel mai popular nume ales de părinții din Republica Moldova pentru băieții nou născuți. Ce nume? Hai spune tu. De oricare nume. Nu, ce mai grăbești tu, Iaca? Hai zi. Nu, tu ești. Elă dânsa și șmecheră. Nu, eu pot să zic unul. Da. De asta păsântai. Că îmi place cum așa... Nu seamănă cu mine deloc, dar...
Seamănă în culoare. Stai, dar asta nu este de caracterizat, asta este de amuzament. Trebuie un... Hai, dă-i nu ce de oameni. Mie îmi pare că foarte mult să o merg. E că lasă, dă-i numele, tu amul te gândești. Nu, 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 foarte mult să o merg pe ce? Fix acum. Hai, dă, 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 clopotul, clopotul pentru că s-o ales, nu mi-i bisericești. David, Iacob, chestii, mi-i bisericești. Adam. Adam, da. Avram. Doamna Titania e foarte alături, pentru că David este cel mai popular nume ales în 2020. Matei, Sfântul Matei, Sfântul David, deci mie îmi pare că deci Matei, David, mă nervează. Ok, deci David primul loc, dar treilea, n-am, nu-i corect, răspund Ioan. Greșit. Le spunem răspunsul? Vreți și voi să-l aflați? Da. Mor de curiozitate. Numele este? Nu pot, serios, așa de interesant. Da, da, da. Numele este Maxim. Eu personal nu cunosc niciun bebeluș Maxim. Asta vrem să spunem. Amăjeală, nu cred niciun cuvânt aici. Un punct primești prezentatoarea în cazul acesta. Eu mă gândesc așa. Ai vrut un punct și nu știi cum să-l dai. Da, pentru că tu tot ce rebelă ești. Întrebarea cu numărul 6. Gen, de tot avem 10 întrebări, știți că suntem, ne apropiem. A, da? Hai. Da. Aceste organe de pe corpul uman... Aceste organe de pe corpul uman... Aceste organe de pe corpul uman organe. Nu se opresc niciodată din creștere. Care sunt ele? Să sunt tot la sânii mei, de ce? Mă sunt tot acasă! Stai, niciodată nu se opresc? Da, cresc toată viața. Cât tu crești, atât da, cresc și ele. Da, cât crești. De ce știu ce sunt la sânii mei? Nu știu. Cât sunt organe mari. Nu se opresc, da? Dinții. E să nișcă tot timpul, e să nișcă, nu? Și mai cresc ca astea de minte, care nu i-am. Deci, păru, hai să ne gândim. Păru. Dar nu este organ. Na, nu e organ, da. Nu cum, dar de ce? Nu? Da. Pielea. Nu știu, e să regenerează, nu? Se regenerează, dar nu. Motherfucker! Hai să ne gândim, logic, de să ne uităm la... Să analizăm cum arată oamenii în vârstă de obicei. N-am logică. Cartilajele. Cartilajele fiind? Organ? Să schimbăm prezentatoarea, că știți cartilajele. A este de la... Măi, am citit undeva, nu, alcoolice au urechile mai mari și gen ceva. Dacă bei mult alcool, la bătrâneță ai zonele unde sunt mult spârc cartilaj, mai mari. Dar nu e cartilaj. Corect, pentru că organele care cresc sunt urechea și nasul. Yeah. Astea care cresc urechea da, și nasul? Ele mereu toată viața cresc ele. Shit! Dar eu mă uit, băi, că tot mai mare și mai mare și mai mare și nu înțeleg. Și la mine tot, așa, parcă tot mai mare. Da? Bun. Bravo! A punctului Anela. Întrebarea numărul 7. În martie curent a fost promulgată legea cu privire la înlocuirea sintagmei, limba moldovenească, cu limba română, în toată legislația din Republica Moldova. Câte cuvinte aproximativ sunt în dicționarul ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române? Aproximativ. Câte cuvinte? Da. Nu... 2020? Cine dă mai mult? Eu cu siguranță mai mult, dar nu știu cât. Nu știu exact. Eu atâtea știu. Băi, cam câte cuvinte credeți că în general sunt în limba noastră română, frumoasă, melodioasă? Ai dat coleacul mai mult? Gen în limba noastră? Da, un răspuns aproximativ. Ca de la o oit. 10.000. 10.000. Dar tu azi ești cu aproximări mai mult. Tu nimic concret nu ne dai azi. Concret, nică. 10.000. Asta despre câte cuvinte avem noi în limba română? Da. Sau tu răspunzi la întrebare cât e index? Cât index? Dar cât știi? Din trânsele, ia! Eu nu știu. Cred că știu maxim. Cât? Gata. Dar câte cuvinte... Dar câte cuvinte... Dar câte maturi știi dintre este? Ca câte maturi? Tu da, dar nu sunt limba română, maturile noastre. Câți sunt? Să vă spun câte... Și așa, ia-i... Jropa! Deci, plus minus în limba noastră română, avem cu diminutive, cu chestii de astea, avem 200.000 de cuvinte. Dar în DUM, ultima ediție, cea mai recentă, 64.000 de cuvinte. Dar și-am fost altă... Aproape. Tu ai fost aproape? Uite că din rândul,
zecilor de mii, dar puteai să fii 10.000 și puteai să fii 99.000. Da, da, da. E foarte aproape. Întotdeauna da, ești dar, aproape de răspuns. Poți să-mi pui încă jumătate de punct? Nu! No, nu decide, eu no, nu știu. Era prea departe. No, bine, oricum, în primul loc până eu când. Am impresia că publicul se teme de Cristina. Adică acum a spus Cristina, îi te-ți așteptat să vadă ce spune ea. Cristina spune, da, nu. Cristina, vă scoatem și afară. Întrebarea cu numărul 8. Un țânțar suge cam 0,3 și 0,1 mililitri de sânge. Țânțarul, Cristina. Țânțari. Ok. Da, da. Dar pot eu, gen prezentatoare acestei emisiuni, să citească întrebarea cu numărul 8 până la urmă? Întreb doar așa. Hai. Scoate? Nu. Poți să o citesc eu și tu să răspunzi. E că nu e chiar interesant cum tu să răspunzi. Dar cu punctul, ce facem cu punctul dacă eu îl iau? E pentru mine. Eu joc pentru tine, gen? Da. Un țânțar suge cam 0,3 și 0,1 mililitri de sânge. Cam de cât țânțar este nevoie pentru a suge tot sângele dintr-un om de mărime medie? Mai mulți țânțari. Super! Wow! Wow! Mi-e place așa răspuns, da. Bravo! Cât eu așa spun că am o intuiție bună. Vrei să-ți spun? Da. Eu mă gândesc așa. Da. Ar fi ca... Te să apeși. 1,2 milioane de țânțari. Wow! La fundul acestei lezi este un obiect. Eu vă dau acuși indicii. Voi trebuie să ghiciți ce obiect se află sub aceste radleruri și lămâi. La acolo, de sub, de sub, adânc, adânc. Ok. Acest obiect... Nu-i liniște, e altceva. În anul 1877... În anul 1877 a fost patentat pentru prima dată. Am crezut că tu cauți ceva în telefon. Indiciu minunat. Patentat, da. Uh-huh. Obama și mulți alții l-au scăpat jos intenționat. Ce este acest obiect dacă e altceva decât tăcerea? Microfon. De primul! Mă, și serios? Da! Stai că acum să-l arăt. O secundă. Am văzut, mai cum se joacă! E ca asta! Doar este expresia asta din engleză, to drop the mic. Gen, ai spus ceva? Acesta este cel mai bun proiect din țară. Ultima întrebare, sunteți gata? Da. E ultima întrebare asta, să decide destinul. De, acum decidem cine... Acum decidem... Prea o să-mi decis mie ca destinul ăsta în mâinile tale. Acum decidem cine pierde și cine respectiv face provocarea. Ultima întrebare. Țara unde se fac cele mai multe operații estetice pe cap de locuitor? Thailanda. Nu este cea adevărat. Mai aproape, cea mai aproape de bă. Thailanda e în top, dar nu este cea mai. America. E mare, acolo pare bă, să faci. Sfac, dar nu este cea mai mare. Ți-au mai rămas țări. Hai, mai am câți țări de tăt pe glob? Cam uși miroane de spune pe tete. Acolo. Eu nu știu, dar pot să încerc. Franța? Nu. Ok. Măcar în Europa? Nu. Nu în Europa. Brazilia. Nu. Argentina. Ce? Bine, nu. Coreea! Ei, te-ai șoșotit? Care Coreea? Nu, așa e din nord. Wow! Serios! Coreea, da? Coreea de sud, da. Pe cap de locuitor. Acolo masajul spune asta că părinții, când copilul termină liceul sau asta, îi spune că noi, din partea mamei și a tatei, îți dăruim o operație estetică. De obicei se întâmplă la astea, cum le spune, pleoape și nasul. Asta sunt cele mai populare. Îmi place această emisiune! Mai era să mor dacă... Vrea să mor proastă să nu știu informația asta, serios. Hai. Nu, stați, dar mie la mod serios, cum de făcut? Dați fie fair, că eu sunt o lecție încurcată. Ce fac acum? Ia uite, l-a dus cum îi trebuie content, vedeți? Poți că el ar da provocarea la ambele. Dăm provocarea la ambele? Da! Nu știu provocare, dar... Eu servesc un radler, că eu sunt prezentatoare. Voi simțiți-vă...
Am vrut cu tine să ciocnesc, dar tu un euro, da? Gata? Te-ai spart? Dar eu mai mult să beau, că... Fășcă. N-am de tăi. Eu propun că voi alegeți o singură provocare și faceți ambele exact aceeași provocare, că să fie tot 100% fair. Sunteți de acord? Așa, dacă vreți cu aceeași mână, sau obținindu-vă de mână, cum vreți, extrageți ambele o de-asta. Tu trebuia să faci eu și să fac și eu, da. Îmi pur și simplu mâna nu încape acolo și... Eu tot timpul pun pe cineva să spele borcanele, știi? Nu-i încape mâna. Trebuie să citesc eu sau doamna, da, doamna, doamna te prezintă? Nu, dumneavoastră. Alege cea mai cunoscută persoană din lista ta de contacte, sună pe speaker și cere să-ți împrumute 300 de euro. God! Așa, așa știu. Băi, deci fix la asta, când tu ai zis provocare, deci eu fix la provocarea asta m-am gândit și am zis că sună sun pe mama. Da, mami. Noroc, mami. Noroc, puiu. Ce faci? Deci ce fac? Mă uit la televizor. A, ca de obicei. Mami, uite aici așa o chestie. Îmi trebuie să ne împrumut 300 de euro, azi poți? Da, nu știu dacă are. Trebuie să mă uit la tata. M-am vrut să-mi pun botox în buză. Și zici? Nu, nu vreau. Nu vrei? N-am bani. Mam, dar el e așa deshidratat și am înțeles că e a să ajute, știi? Și mai mare și ne, nu trebuie ești o leacă să le măresc. Nu-ți trebuie, ești tânără, frumoasă și chestiile astea se fac mult mai târziu, după 40 de ani. Eu îți spun, ești destul de simpatic. Destul de simpatic. Destul de inteligentă. Destul de... Din toate punctele de vedere, ești destul. Așa că nu trebuie. Eu sucut că nu trebuie. Eu lui tata nici nu pot să-i spun despre asta. El categoric n-a să vrei. Ia că vine tata. Nu! Nu-i spune! Am înțeles. Hai că asta a fost o glumă. Noi suntem amul la o emisiune. Ce, ce, ce? Trebuie să mă... Călești de mine. Succes, succes mai departe. Mulțumesc că de-am câștigat, hai. Ceau, pup, pup, ceau. A doua provocare. Da, provocarea pe care trebuie să o fac Titania este să suni pe cineva din lista ei de contacte, dar totuși pe cineva care și noi ar fi bine să cunoaștem. Mm-hmm. Îi spui că, o întreb ce părere are despre Cristina Miron. Că tu ai auzit niște chestii nu foarte din credere despre dânsa. Eu vreau să împrumute la tine niște bani și-s bani mult ușori. Uh-huh. Dacă tu poți face asta sau nu? A, eu sun pe WhatsApp. Pe Dorin Galben. Da, sună-l. Da! Dă-i numărul. Dă-i da. Numărul. Dar eu am numărul lui Dorin. Ui, dă și situația asta. Da, da. Salut, Dorin. Salut. Eu sunt Tania. Tu ai un minut? Tania, în sărățelul, noi am mai vorbit vreun an și ceva în urmă. Da, Tania. Uite... Eu am așa o dilemă și aveam, căutam în lista mea din telefon și nume am eu, care cumva o cunosc pe Cristina Miron. Da. Și vreau să te întreb tine dacă cumva o cunoști și, de fapt, știu precis că o cunoști, că a fost la tine la interviu. Și vreau să te întreb, eu pot să împrumut eu sumă mare de bani? Păi, dar eu a fost la tine la interviu sau nu? A fost la mine la interviu, dar mă gândeam, poate voi v-ați apropiat mai mult. Păi, nu suntem așa prieteni încât să știu cum îi ia la datorii. Mm-hmm. Sincer, eu am un principiu după care mă conduc. Dacă am nevoie de bani și dacă eu după s-ar putea să mă pomenesc în situația în care să împrumut de la cineva, îi spun omului direct. Dar nu, ideea e că ea vrea să împrumute de la mine. Păi, da. De asta zic, dacă tu știi că o să ai nevoie de banii ăștia, spune direct asta sau... Eu niciodată nu pot spune mâna foc pentru nimeni. Nu i-am împrumutat niciodată bani și respectiv n-am împrumutat eu de la ea, dar mi s-a părut responsabil de fiecare dată. Când ceva am vorbit, ne-am înțeles, ceva au promis, parcă au făcut. Eu știi, deși cumva m-am pus la dubiu toată treaba asta, pentru că eu înțeleg că poate ea este și responsabil, dar de foarte multe ori am văzut-o așa un pic hlizățâc așa cam. Păi ea e așa tipul ei de a fi, dar bănuiesc când e vorba de bani și chestii. Uite, eu aș analiza în locul tău foarte mult. Dar ar trebui să te pun în gard când o persoană care nu este prietenă cu tine sau care comunicați așa foarte rar, ajunge să ceară de la tine o sumă enormă de bani. Din experiența mea cu ea, Cristina e superbă.
Dar zic, eu știu din perspectiva în care noi ceva am filmat împreună, am mers la anumit proiect împreună, ceva mai interacționat. Eu îți mulțumesc mult pentru receptivitate și vreau să-ți spun un lucru, că asta a fost un apel filmat. Dorin, I love you! Mulțumesc! Foarte sincer. Sper că am fost sincer și că Cristina o să mă sună după emisiune și o să zic că Dorin, tu chiar crezi că eu pot să nu... Nu, stai liniștită, ai răspuns foarte, foarte bine și chiar tare responsabil, cum spui tu. Mersi! Aici publicul te aplaudă. Dar ce emisiune sunteți, că nici nu am înțeles. Măi. Gata, sunteți best friends cu Dorin după această discuție, corect? Desigur. Da, fain, nice. Da, fain. Foarte fain, da. Da, dar când ați zis superbă, asta a fost tare. Băi, Dorin da, Garden să te iubească. E foarte fain. Este ceva. Da, dar și el nu iubește pe nimeni? Nu prea, da? Adică mai nu, nu, în sensul că... Nu știu. Clar. Ceva. Nu știu. Te iubească Dorin Galben. Ceva. Wow, da, a fost bună asta. Și doamna prezentatoare, vă eu sunt foarte mulțumit pentru contentul care l-ați creat pentru această emisiune. Dar tu poți în titlu chiar să zici. Tu pune în titlu Miron Cristina și vizualizările sunt asigurate. În afară de podcastul la Titania. Acolo nu știu cum nu a mers. De ce? A mers? Păi, raportat gata, la atât. Gata, am înțeles. A mers și și asta am înțeles tot. Mulțumesc, Cristina Miron, Titania. Tania în surățelu. Și eu la sfârșitul emisiunii am un citat pentru voi care sună așa. Și gata, până aici a fost prezentarea. Da, stai că trebuie să am pierdut rândul. Nu uitați, mintea este ca parașuta, degeaba o ai dacă nu se deschide la timp. Nu uitați să dați like, subscribe, abonați, arătați la neamuri și cel mai important scriți în comentarii cine vreți să vedeți la următoarea emisiune. Cu voi a fost Ana Tulgaraș și emisiunea Cerebel. Mulțumesc frumos! Yeah!